și dragi prieteni ai revistei E-Psihologie, suntem în căutarea stării de bine și astăzi vom vorbi despre școala online și o am alături de noi pe Roxandra Ion, care este psiholog. Bine ai venit, Roxandra! Bine v-am găsit! Roxandra, știu că și tu ai acasă copilași, 1, 2, nu mai știu exact. 2. Și câți ani au? 14 și 4. Suntem și pe grădii online și pe școală online. Wow, avem toate wow. Variantele. Uite, mai ales că e așa diferență mare de vârstă între ei, mi-ar plăcea să știu cum reușiți voi să gestionați în perioada asta școala online. Cum este la 14 ani, cum este la grădiniță? Cu magneziu pentru mamă. Destul de greu, pentru că fiecare copil are cu totul altă viziune asupra online-ului. Dacă pentru cei mici e mai mult o joacă și ne vedem cu colegii, o salutăm pe doamna și o întrebăm ce face, la cei mari se pune puțin mai multă presiune, pentru că ei trebuie să fie conectați cu materia și cu profesorii pentru a putea face și temele mai târziu, nu doar partea de ne vedem, ne salutăm și atât. Și e destul de dificil pentru ei. E un lucru nou, e un angajament la care s-au băgat atât profesorii cât și elevii și trebuie cumva să urmeze anumiți pași. Și este copilul tău cel mare angajat, îi place partea asta de online? Cum se simte? Mult mai obosit decât la școală. Mult mai greu își termină și partea de teme, pentru că fiecare copil e cumva impulsionat, ca și noi adulții, știm că ne ducem la job, e vorba de șef, de colegi, la fel și copiii. Știa că vine doamna în clasă, știa că îl vede doamna director și erau altfel conectați. Se descurcă, e în regulă, însă e mult mai dificil și mult mai obositor. Da, și în cazul fiului meu, remarc că este mai puțin implicat, nu este atât de atent, că este greu, că îi duce dorul colegilor, duce dorul acelor pauze pe care ei le aveau când interacționau unii cu ceilalți. Aș vrea să te întreb acum și din punct de vedere al specialistului, care sunt dezavantajele școlii online? În primul rând, ca și dezavantaj, ar fi această lipsă de motivație pe care copilul o resimte cumva acut și ca pedeapsă, iar partea de comunicare, acele pauze pe care copiii le aveau și erau practic sursa lor de comunicare, de prietenie, erau relațiile care treptat duc la o viață socială. Ori acum, neavând aceste lucruri, părinții cumva trebuie să-i încurajeze, să-i motiveze să comunice. Nu neapărat, cum am auzit cazuri, intru după școală cu alți colegi pe online. Nu asta e soluția. Pentru că și statul atât de mult în fața laptopului, calculatorului, este destul de nociv. Până anul trecut, până în pandemie cel puțin, militam pentru a sta cât mai puțin în fața calculatoarelor. Noi chiar am avut anul trecut și am coordonat un proiect ARIP pentru familie, în care am scos în evidență relația copilului cu familia și nu cu gadgeturile, iar acum suntem puși într-o situație în care copilul trebuie să petreacă 4, 5, 6 ore în fața unui calculator. Și marele dezavantaj e exact această lipsă de comunicare și lipsă de mișcare până la urmă. Roxandra, o să te rog, se mișcă camera la tine, am impresia că când miști mâinile se mișcă și masa pe care stă laptopul sau telefonul. Ok. Mai sunt și alte dezavantaje ale școlii online? Ai menționat mai devreme despre fiul tău că se simte mai obosit. Asta o remarc și eu la fiul meu. Mai remarc faptul că
în pauze, trag efectiv de el să își ia ochii de la laptop și să ia o pauză așa cum ar trebui să o iei, practic, să ieși pe balcon, să ieși în curte, să te joci un pic și este foarte greu să-l scot din fața lor. Nu știu ce ai mai remarcat tu, că e ca și dezavantaj, poate la copiii cu care tu lucrezi, la copiii tăi, din propria ta experiență, ce ai mai întâmpinat? În primul rând, tot ca și dezavantaj ar fi nerespectarea rutinelor zilnice. Am observat și la ei mei personal și copiii din spatele ecranului, se prezintă ciufuliți, în pijamale, direct din pat. Ar fi ideal ca părinții să-i încurajeze să-și respecte, chiar dacă nu mai ies din casă și nu-și mai pregătesc hăinuțele dinainte pentru școală, ar fi bine să-și păstreze această rutină. Face parte din viața noastră socială, din dezvoltarea noastră ca și individ, și atunci un spălat pe ochișori, pe dinți, un pieptănat, chiar dacă nu ies și au tendința aceasta, da, ce ies din casă, mă vede cineva? Da, nu neapărat că te vede, pentru tine. Și atunci controlul acesta ar trebui cumva și din partea părinților și educați copiii să-și facă această rutină. Iar un alt avantaj este faptul că, din păcate, copiii noștri și profesorii încă nu sunt obișnuiți cu partea aceasta de digitalizare. De exemplu, la cel mare, acum sunt luate în calcul acele teze, acele teste sumative date acum, însă s-a pus problema cum să le facă. Iar unii profesori au preferat acele quizuri. Ori copilul, dacă nu este obișnuit cu partea aceasta de a face contra cronometru, automat că nu va ști, nici cu testele grile nu sunt obișnuiți. Nu va ști să facă la capacitatea lui de învățare. Iar profesorii, pentru a-i controla, pentru că nu poate să le dea, nu știu, gen lucrare de control, cu calculatorul în față. Nu ar fi fair play pentru niciunul. Și atunci au găsit această alternativă, însă ei nu sunt pregătiți pentru așa ceva. Eu sunt curioasă dacă cineva a monitorizat în vreun fel modul în care copiii chiar reușesc să asimileze informația. Pentru că unul dintre marile dezavantaje pe care eu le văd în această perioadă a școlii online este faptul că copiii nu asimilează informația pe care practic profesorul își propune să o livreze în primul semestru, trimestru și așa mai departe. Știi ceva legat de acest aspect? Din păcate, asimilarea este mult mai mică. La un moment dat știu că o anumită fundație a făcut un fel de sondaj și scăderea era aproape de cu 30%, adică destul de mult. Din păcate, sunt profesori foarte buni, dar pe materia respectivă, pe partea de față în față, sunt profesori care sunt doar pedagogi și atunci îi conectează cumva și îi țin interactiv pe copii. Dar pentru a ține să-i țină în priză, automat că nu poate să predea toată materia orei respective. Plus, de fiecare dată apare câte o chestie. S-a întrerupt netul, a picat curentul, doamna fac nu știu ce. Clar, orice întrerupere duce la o asimilare mult mai slabă a materiei. Și da, așa este, din păcate vor fi rezultate mult mai slabe și comparativ, de exemplu, cu copiii din Anglia, care erau cumva obișnuiți cu anumite rutine din acestea digitale, copiii din România vor pierde foarte mult. Plus, sunt convinsă că sunt copii la sate care nu au acces la internet sau au o conexiune atât de slabă încât nu pot să înțeleagă mai nimic dintr-o oră.
Adică știm foarte bine că și noi când călătorim în România, nu peste tot avem semnal, nu avem acea calitate de a semnalului care să-ți permită școala online. Deci unii practic nu au acces la ore. Cea mai, apropo de ideea aceasta de asimilare a informației, înțeleg că la unii copii, pentru că profesorul nu este familiarizat cu online-ul, lasă cumva în grija copilului, practic devine responsabilitatea și a părintelui, ca copilul să asimileze prin a studia pe cont propriu, prin a face foarte multe teme și a încărca copilul și a-l responsabiliza pe el. Mă întreb acum dacă asta este o chestiune care poate fi aplicată la orice categorie de vârstă. Adică mă gândesc că la 16, 17 ani, 18 ani poate să meargă lucrul acesta, dar la 7 ani cum poți să-i ceri unui copil să studieze singur doar pentru că profesorul nu are aceste abilități digitale? Tocmai asta spuneam, că acea lipsă de motivație este dezavantajul cel mai mare al școlii online. Într-adevăr, un copil poate peste 17 ani are acea motivație de a-și conspecta lecția, de a învăța, de a căuta informații. Așa, luat ca un vis frumos, este în regulă această școală online, pentru că odată ieșim din monotonia aceea a sistemului de învățământ în care profesorul predă, copilul învață, după aceea este ascultat. Acum informațiile sunt mult mai ample. De exemplu, la istorie, pe lângă faptul că poți să asculți ce spune doamna, mai mult sau mai puțin, poți să cauți pe net diverse informații, diverse filmulețe care te ajută automat cu suport vizual mult mai mult. Însă, repet, motivația este foarte slabă, cel puțin la copiii de clasele primare, este spre deloc. Iar un alt dezavantaj este fix acea parte de scris. Adică gândiți-vă pentru cei din clasa 1. Învățătoarea era cea care le punea stiloul în mânuță. Acum, într-adevăr, este în grija părintelui să le coordoneze mâna pentru a învăța scrisul. Caligrafie nu mai vorbesc. Eu trebuie să recunosc că dacă am deja un automatism ca părinte să scriu într-un anumit fel, chiar nu știu Da, clar. să învăț copilul caligrafie. Deci încerc să-mi amintesc de cum făceam eu în școală și, sincer, îmi dau seama că este peste măsură și peste abilitățile mele. Un alt lucru pe care l-am remarcat și la noi în familie, apropo de dezavantaj, este fix că nu mai ai această presiune de dimineață în care intri într-un ritual, te trezești, hai că intrăm un pic în criză de timp, îi pui cumva creierul copilului într-o stare de alertă care îl pregătește pentru prima oră. Așa copilul se trezește, să zicem începe școala la ora 8, se trezește la 8 fără 10, este încă somnoros creierului, încă nu este pregătit să asimileze informația și țup la oră, într-o stare, bineînțeles, de somnolență. Și ce spuneai tu mai devreme, totuși păstrarea unor ritualuri, dincolo de spălatul pe dinți, trebuie să fie niște ritualuri care să-i pună în această stare de învățare și de a fi efectiv activ. Da, pentru că este necesară acea doză de adrenalină dimineața, este cafeaua lor de la prima oră și de aceea toate rutinele acestea. Ok, nu se face ghiozdanul, că nu mai pleacă, însă seara, împreună cu părinții și poate să facă un ritual al lor ca și familie, jucându-se, zâmbind. Uite, hai să încărcăm tabletele pentru a doua zi. Hai să pregătim, nu știu, ne-a zis doamna, cariocile sau acuarelele. Contează enorm de mult pentru copil să știe că pentru el urmează dimineața acea activitate. Da, au fost voci care spuneau oricum copiii erau obișnuiți să stea pe calculatoare, copiii oricum stăteau și petreceau ore întregi. Da, dar în momentul în care ei stăteau pe diverse jocuri, era partea lor de plăcere, era motivația lor de distracție.
Ori aici eu am avut cazuri în care copilul de grupă pregătitoare, care de-abia a interacționat o săptămână cu colegii noi și cu doamna, a intrat pe online în prima săptămână, iar feedback-ul lui de vineri a fost, zice, eu n-am făcut online-ul, n-am făcut școală. Cum n-ai făcut școală? Nu ai fost? Da, dar ce doamna n-a fost cu mine? Păi da, doamna era într-un pătrățel pe acolo, printre colegi. Ce motivație să aibă el să mai participe de luni? Se ducea la școală, se juca cu colegii, mânca sandwich împreună cu colegii, se, nu știu, îi zicea doamna ceva, o îmbrățișa, avea o mică motivație. Acum nu-l motivează absolut nimica. Că e pentru viitorul lui și pentru a învăța să... Nu, la ei nu funcționează acest lucru. Și atunci profesorul, învățătorul cel puțin, are sarcina de a face pe lângă partea de predare tot felul de mișmașuri, să fie un bun actor, astfel încât pe copil să-l atragă și data viitoare. Ori dacă cel mic stă în fața laptopului și face tot felul de chestii cu mânuțele, desenează altceva, se scarpină între degetele de la picioare, sau cei mari mai rău pentru că a dispărut bullying-ul din școli, dar a apărut acest bullying virtual. Au fost cazuri în care în spatele copiilor apărea, nu știu, un pat nefăcut, o bunică cu ceaiul în mână sau ceva și făceau tot felul de print screen-uri și le trimiteau pe grupurile lor. Bineînțeles, cu comentariile de rigoare. Tot legat de dezavantaje, am remarcat, de exemplu, la copiii mici și mi-aduc aminte și de fiul meu când era, nu știu, pe la 5 ani. Dacă noi plecam de acasă o săptămână, două, ca părinți, el nici măcar nu își dorea să ne vadă în online. E fix ce spuneai tu mai devreme. Copilul spunea că noi nici n-am fost cu învățători, adică această relaționare, această interconectare are nevoie să fie făcută față în față, pentru că altfel copilul este ca și când cel mic, la cel mic mă refer, pentru el este ca și inexistentă interacțiunea asta și eu știu din propria experiență. Plus că la cei mici au fost și cunosc foarte multe cazuri care mă bucurau până mai în martie, în care copiii până în 5-6 ani nu au avut acces deloc pe telefon, tablete și alte gadgeturi. Era minunat pentru ei că își trăiau viața, își socializau și preferau să se joace cu o frunză sau cu un băț de pe jos decât să se uite pe online. Ori acum, puși în fața unei noutăți, clar, el nu va sta ca un adult să-i vorbească 20-30 de minute fără a avea un alt suport vizual decât mutrițele colegilor în niște pătrățele mici. Va fi ceva care, ok, pentru ce fac lucrul ăsta? Mă duc mai bine în curte și mă joc. Nu am de ce să stau aici și în niciun caz nu mă atrage ce vorbesc ei. Acum, eu sunt curioasă și dacă a fost stabilit așa un timp optim și din punct de vedere al sănătății fizice, cât ar fi maximum de timp pe care un copil ar putea să-l petreacă în fața device-urilor, dacă există diferențe față de o categorie de vârstă, dacă îi afectează privitul ecranului perioade lungi. Ce știm despre acest aspect? De afectat, clar, îi afectează pe partea de motricitate. Însă copiii, unii sunt efectiv, sunt nativi digital, care poate să stea 20, 30, 40 de minute conectați destul de activ și din plăcere. Sunt alți copii care, după cum spuneam, nu au nicio legătură cu partea digitală și atunci pentru ei 15-20 de minute este maximul pe care îl pot suporta, deși la vârstele mici, pentru a fi și atenți, dacă nu este toată predarea interactivă, sub 10 minute au cedat. Însă,
trebuie avut în vedere și aceste 10 minute de început, pentru că la cei mici ba durează până vine și încep 5 minute. Bună dimineața, doamna! Doamna, a venit și eu. Bună dimineața! Bună dimineața! Și creat așa un cerc vicios, s-au dus 5 minute. Mai începe, doamna, știți, eu n-am făcut pișii. Doamna, eu am vrut nu știu ce. Mai se duc încă 5. Și atunci, unele școli știu că au targetat undeva pe 20 de minute la grupele mari, însă, din păcate, la cei de clasele 5-8, cel puțin, nu știu, la liceu, dar pentru clasele 5-8, anumite materii ar trebui clar scurtate. Adică dacă, nu știu, română, matematică și materiile de bază poate să aibă 40 de minute, ei au capacitatea de a sta 40 de minute, orele de, nu știu, de educație fizică, de muzică, și nu aș vrea să fiu înțeleasă greșit de profesorii materiilor respective, pe care îi respectăm la fel ca pe orice alt profesor, însă să fim serioși, educația fizică pe online nu avem cum să o facem. Iar la cei de clasele a 7-a, 8-a, chiar au fost situații și am avut copii în consiliere în care la ora de sport, fetele îmbrăcate în tricou și niște bermude, ceva să fie comode, și sunt și în casă, fiind și la ora de sport, au fost apostrofate cu: ia uite ce ți se vede, ia uite ce, când ai sărit, ia mai sari odată, ia pleacă-te odată. Deci e clar că nu ne putem expune prostește doar pentru a face ora de sport. Da, este important sportul, dar este sportul acela afară, nu în fața calculatorului. Și atunci, aceste ore ar putea fi minimalizate doar ca parte de, nu știu, de teorie, de întâlnire, de sfaturi și lăsate undeva la un 10-15 minute, astfel încât copilul să aibă timpul necesar, chit că îl scoate pe balcon dacă stă la bloc sau este în curte, până începe următoarea materie. Tot la dezavantaje, aș mai vedea și faptul că există totuși o relație care se creează între părinte și copil, dacă părintele este alături de copil în timp ce are orele online, în care cumva se strică relațiile, pentru că părintele devine exigent, devine frustrat că vede că copilul nu tratează cu seriozitate școala, deși cumva este justificat de ce nu tratează cu seriozitate. Și apar foarte multe tensiuni în familie în acest sens. Nu știu dacă tu ai remarcat acest lucru, ori cu părinții cu care lucrezi, ori în ceea ce te privește pe tine, dar cu siguranță eu am întâlnit destul de des acest lucru. Și în plus, bineînțeles că părintele în sine nu mai poate să mai își vadă de propriile treburi de la serviciu. Da, asta este frecvent întâlnită, deși primul pas a sunat foarte frumos. A, ok, lucrează și părintele de acasă și copilul relaționează mai mult, stau împreună mai mult, însă inevitabil au apărut aceste discuții și ce face copilul și ce predă profesorul chiar. Ia uite și profesorul ăsta cum a zis. Ia uite, tu n-ai auzit că ți-a zis nu știu ce? Dar, din păcate, nu mulți poate să stea pe lângă copil, pentru că și această muncă de acasă, eu cel puțin am resimțit-o și din prietenii și cunoștințele care lucrează pe partea de stat acasă, mi se pare mult mai greu. Și automat, eu ca să-mi fac treaba mea de la serviciu, nu pot să stau în același timp să-l ascult și pe copil la școală. Și ne vedem doar între pauze, ce faci, cum ești, ești ok. Cei care într-adevăr nu lucrează de acasă sau erau oricum acasă sau sunt bunici, într-adevăr pun și dân și o presiune mult mai mare pe copil. Acesta e un dezavantaj destul de des întâlnit. Un alt dezavantaj pe care eu l-am mai întâlnit, faptul că practic copiii noștri, dacă e să respectăm regulile de distanțare, ei învață cel mai mult din interacțiunea cu ceilalți copii. Dar școala, pe lângă partea asta educativă, formală, ei învață foarte mult despre socializare, cum să-și regleze comportamentul în relația cu ceilalți copii. La cei mici de clasă pregătitoare, clasa 1-a, 2-a,
Practic, această interacțiune fiind limitată, ei își pierd sau, mă rog, nu câștigă aceste abilități de socializare care știm foarte bine că sunt foarte importante în momentul în care ei se angajează într-o companie, da? Se spune că trebuie să angajăm oamenii pentru atitudine, da? Că lucrează, știu să lucreze în echipă, știu să comunice foarte bine și că îi trainuim pentru abilitățile tehnice. Deci, un alt mare dezavantaj este că le-am furat cumva această școală de socializare. Evident, pentru că în spatele monitorului prea puțin este provocat un copil. E ca și când un copil mic, bebeluș, s-ar juca acasă cu mami și cu tati și în momentul în care vin la grădiniță ne spune: dar de ce s-a certat colegul sau de ce a plâns? Păi colegul fiind de aceeași vârstă l-a provocat și a luat și el jucăria. Acasă mami și tati niciun caz nu se apucă să ia jucăriile din mână. La fel și copiii de școală. Stând acasă, da, sunt ok, mai au un bunic, un tătic în spate, nu-și permit să-și dea frâu liber, să zic, limbajului. Nu neapărat vulgar. Poate să fie orice limbaj, dar altfel relaționează cu colegul. Se aud și copilașii pe fundal. Da, scuze, a fugit. Asta e mediul în care trăim acum, muncim și în Da, același timp. pe asta am povestea o colegă, are copil micuț de aproape un an și a avut o întâlnire la servici mai importantă, însă bebelușa a vrut să umple și pampersul și să plângă și să... fix în acel moment. Ok. Deci și asta poate fi un dezavantaj pentru părinți. Bun, am despicat așa firul în patru vis-a-vis de dezavantaje. Hai să mergem și de cealaltă parte a baricadei și să vedem care ar fi totuși avantajele acestei școli, pentru că nu putem să spunem că sunt doar dezavantaje. Nu sunt doar dezavantaje și depinde de noi ca și adulți cum vrem să organizăm avantajos această școală online. Cel puțin din punctul meu de vedere, un mare avantaj este atmosfera de lucru, că fiecare își face și învață în mediul lui, în casa lui. Recunosc, cel mare a avut la un moment dat, nu știu exact ce oră, cred geografia, dar a vrut să stea în pat. Și zic, bine, zic, stai în pat, dar zic, te mănânc dacă nu ești atent. A fost foarte atent, chiar a luat 10 după aceea la testul respectiv, dar a stat în patul lui. A zis, mă doare spatele pe scaun, pentru că are ore de la 11:30 până la 18:30. Și e destul de neplăcut să stai atât pe scaun. Și atunci atmosfera de lucru și confortul de acasă poate să fie considerat un avantaj. Dacă școala este departe de casă, iarăși mai este un avantaj că nu se mai pierde timp în trafic. Exact. Timp. Ținem departe copiii de bolile care apar acum în sezonul rece. Da, mai mult sau mai puțin. Răcelile și virozele astea de colectivitate cumva contribuie și ele la întărirea sistemului imunitar și astea sunt de când lumea. Eu lucrez de 20 de ani în sistemul de învățământ și în fiecare toamnă și primăvară copiii au strănutat, au tușit, au avut otite și suntem în regulă. Bine, într-adevăr, ar mai fi avantajul hăinuțelor, pentru că la un moment dat se ajunsese la un soi de bullying vis-a-vis de vestimentația fiecăruia și marca de unde este luată. Și atunci fiecare poate să ștea în hăinuțele lui de școală de acasă și nu mai există această problemă. Iarăși îi ferim de agresiunile fizice pe copiii noștri, ținându-i acasă. Da, într-adevăr e avantaj, dezavantaj. Exact cum spuneam de partea de comunicare,
și aceste agresiuni, într-un fel sau altul, copilul trebuie să fie pregătit să le întâmpine și să reacționeze adecvat. Pentru că, sincer, din punctul meu de vedere, dacă acești copii vor sta, nu știu, un an școlar doar pe online, în momentul în care se vor vedea, va fi un haos total. Pentru că nu vor ști, în primul rând, să interacționeze între ei, va fi dorința aceea de contact fizic. Păi, nu te-am mai văzut de nu știu cât timp. Și depinde de mâna fiecăruia cât e de ușurică. Și poate să fie considerat ca un abuz fizic. La fel și partea de îmbrâncit, de distrat, acea leapșa între ei, practic le cam trezește simțurile și e un avantaj. Deci putem să o considerăm avantaj-dezavantaj. Hai să vedem ce alte avantaje mai sunt ale școlii online. Cum spuneam despre modurile de învățare și metodologia de lucru, având acum mult mai multe surse de inspirație, chiar dacă nu a înțeles în clasă când doamna le-a predat, poate să-și caute surse pe net și să caute informații noi și adecvate vârstei lui, doar că părintele trebuie să aibă mare grijă pe ce site-uri intră, pe ce filtre folosește. Sincer, cam astea sunt partea de avantaje. Eu aș mai vedea și faptul că, din punct de vedere al alimentației, atâta timp cât se respectă programul online și părintele, împreună cu bunicii sau cine mai are grijă de copil, se asigură că primește masa caldă, poate la școală avea doar un sandwich și mânca așa pe repede înainte, pentru că tot ce își dorea în pauză era să se joace. Acum își poate aloca acel timp în tihnă să mănânce copilul. Inclusiv noi, ca părinți, atâta timp cât mai asistăm din când în când la orele lor online, putem să realizăm cam ce au învățat copiii noștri, cam cum li se predă. Noi am avut posibilitatea, ca părinți, să dăm feedback la școală în funcție de cum reacționa și cum se comporta și ce preda profesorul, să dăm feedback, iar apoi să se ia niște măsuri în direcția respectivă, ceea ce înainte nu am fi avut această posibilitate. Da, e un caz fericit. Da. De partea asta. Și am văzut, cel puțin în școala fiului meu, am văzut mai mulți profesori care au acceptat cumva sugestia, pentru că, uite, de exemplu, la ora de sport, și ei preferă să nu mai facă neapărat sport în sine, ci mai degrabă să vorbească despre, să aibă cunoștințe generale din sport, să vorbească despre olimpiad, diferite sporturi. Ei țin așa de o cultură generală a sportului. Și puneau întrebări. De exemplu, la câți ani se organizează olimpiada? Și profesorul aștepta ca fiecare copil să răspundă, da? Și se pierdeau foarte, foarte multe minute în direcția asta. Și eu, cel puțin, la sugestia, ok, dar de ce nu-i inviți cu ocazia asta și își exersează scrisul? Nu-i inviți să scrie pe chat care este răspunsul lor. Și după aceea, asta se termină într-un minut versus 10 minute să-ți răspundă copiii la întrebare. Și și-a regândit modul de a comunica cu copiii. Totuși, poate să fie un avantaj și faptul că ei fiind în online, și asta am experimentat-o și noi acasă, să putem să lucrăm de absolut oriunde. Adică știm foarte bine că Da. dacă trăim în orașe, faptul că poți să te duci să faci școala de la bunici, de la țară, să te duci la munte, și imediat după școală și după ce se termină și părintele activitatea, să poată să iasă în aer curat, să facă mișcare și să facă lucruri pe care altfel nu le-ar fi făcut dacă era o școală normală. Da, într-adevăr, flexibilitatea e un avantaj destul de în regulă. Din păcate, de asta spuneam că e un caz fericit.
Nu toate școlile și nu toți profesorii acceptă sugestii sau modificări, iar marele dezavantaj al tuturor este că în România nu se organizează cursuri pentru profesori. Cursuri în care să li se explice că la fel cum dânșilor le este greu, copiilor le este mult mai greu. Și tot ce ține de partea de predare online trebuie să fie echipă cu părintele. Degeaba, nu știu, profesorul consideră, ok, eu am partea de predare și am notele în mână, am avantaj. Nu, nu are niciun avantaj. Important este ce rămâne după partea de predare, ce îi rămâne copilului, cu cât drag vine la ora următoare, însă toate aceste lucruri clar trebuie sintetizate în cursuri oferite ca suport profesorilor, deci în mod gratuit, pentru că în momentul în care le pune pe un profesor, ok, du-te la curs să vezi cum se predă și plătești 800 de euro. Nu o să se întâmple așa ceva. Deși este un curs de perfecționare și adaptare la mediul de acum. Însă dacă ar fi create aceste cursuri și ar fi organizate sesiuni de lucru, exact ca în terapie, cu schimb, puși profesorii în locul copiilor, atunci cred că și-ar da seama și ar găsi niște soluții mult mai optime. Sunt profesorii acum împărțiți cumva în trei categorii și din păcate și părinții sunt împărțiți în mai multe categorii și va ieși așa un mic război între profesori și părinți. Dar ar fi important să vedem exact ce avantaje vrem și ce anume ne dorim. Nu cred că încălzește pe nimeni să dea niște note slabe, din punctul meu de vedere ca și pedagog. Eu dacă am o clasă în care toți copiii au notele de 4 și 5, eu nu-mi pun întrebarea de ce nu învață copiii. Eu îmi pun întrebarea de ce nu sunt eu capabilă să-i fac să învețe și de ce nu le ridic eu standardele astfel încât să mă pot mândri cu note mari. Ruxandra, aș vrea spre final de emisiune să recapitulăm care ar fi niște bune practici ca totuși școala aceasta online să funcționeze, să funcționeze mai bine decât a funcționat până în acest moment. Cu siguranță școala online va deveni așa un fel de obișnuință și va mai dura ceva vreme până ne vom întoarce cumva la normalitatea de dinainte. Deci ce putem să facem? Ne-ai spus mai devreme că ar trebui să păstrăm acele ritualuri, ca copilul să se îmbrace, să meargă să se spele pe dinți. Profesorul ar trebui să primească niște cursuri, să se pună și el în locul copiilor. Ce ar mai putea să funcționeze ca să le fie bine copiilor atâta timp cât vor mai merge la școala online? Eu cu copiii mei personali, în fiecare dimineață aveam pe lângă acel ritual de igienă personală și mic dejun, pau sau pupicul dat la plecare. Și ar fi ideal să-l păstrăm, aceste cuvinte pozitive, să le păstrăm și în școala online, chiar dacă nu plecăm. Plecăm în sufragerie și în dormitor, nu contează. Dar în momentul în care copilul se pregătește să intre pe online-ul lui, ar fi ideal ca cel care stă acasă, adultul care stă acasă, să-i spună: ok, azi o să fii super tare, te pup, te iubesc, pa! Ei sunt, majoritatea copiilor sau cei care știu eu, sunt obișnuiți cu acest spa, cu această despărțire de părinte printr-o expresie. Unele familii chiar au anumite ritualuri și saluturi așa secrete și pe lângă îmbrățișat dăm un noroc cu degețelele, dăm cu coatele, dăm ceva. Dar cuvintele pozitive pentru copii sunt odată pentru a-i motiva și știe că deși sunt acasă, cel care este acasă îl susține și nu e: a, ia uite, se uită mami pe ușă să văd, aoleu, uite, m-am scărpinat acum și vede nu știu ce. Nu. Nu, trebuie să le lăsăm o anumită libertate, la fel ca și la școală. Degeaba o să stăm în spatele lui: păi, tu n-auzi ce a zis doamna, băi, fii atent, ia, vezi.
Nu, este total greșit. Și atunci haideți să-i încurajăm, fiecare își vede de treaba lui pe acel interval de timp și cuvintele pozitive sunt extrem de importante. Și la fel cum spuneam, acele ritualuri de seara, să-și încarce laptopul, să-și pregătească materiile pentru ziua următoare, pentru că am observat și la clasa fiului meu și la alte clase, ieșeau copii în momentul în care doamna îi întreba ceva. Din partea profesorului, automat se vede ca și când copilul este obraznic și îmi dă cu ignor, eu îl întreb, el îmi închide camera sau microfon. E frustrant pentru profesor să îi se dea această lipsă de respect. Dar după anumite minute, copilul reintra și spunea: Doamna, îmi cer scuze, mi s-a descărcat telefonul sau laptopul. Ar fi de evitat o dată și pentru profesor, și pentru colegi, dar și pentru copilul în sine. De la fel, televizorul oprit. Azi dimineața am avut ore cu piticii și unul din bunici avea televizorul dat tare pe știri. Microfonul era deschis la noi și vă dați seama că nu prea s-a putut ține. Și atunci ar trebui cumva să învățăm să respectăm școala online, la fel ca pe o școală normală în care copilul trebuie să asimileze niște informații. Deci, practic, să păstrăm acea liniște a spațiului, să nu invadăm spațiul copilului, ca și Nu, când. spațiului la fel ca și clasa. Ok, nu putem să-i oferim poate un birou și laptopului personal. Însă nici să-l punem la masa din bucătărie unde forfotește o ciorbă pe aragaz sau... Pentru că ei sunt o generație de copii foarte distrași de orice. Și agitația lor oricum e la ordinea zilei. Ori dacă noi le dăm tot felul de stimuli, el clar îi se va părea mult mai ușor și mult mai distractiv să se uite cum înoată morcovul în ciorbă decât că îi spune doamna scrie litera A. Aici mai revin și eu cu a puncta un element foarte important de a avea grijă totuși pe ce scaun stă copilul, de a-și păstra coloana dreaptă, pentru că totuși la școală băncuțele erau făcute astfel încât să le fie lor util. În pauze să-i ajute să iasă cu nasul din calculator, chiar să iasă pe balcon sau afară, să iasă cu copiii, pentru că aud părinți care își scot copilul afară odată la 2-3 zile, pentru că sunt mult prea prinși cu toții în partea asta online. Și mi-a plăcut foarte mult și sugestia asta ta de seara, de a-și pregăti caietele, tabletele să fie încărcate pentru a doua zi și plus ce spuneai tu cu ritualul. Mai este ceva de adăugat? Dacă da, te rog frumos, foarte, foarte repede ca să ne apropiem de final. Să fim bine și să trecem de această perioadă cu zâmbetul pe buze, pentru că putem. Îți mulțumesc tare mult, Roxandra. Cu drag. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați urmărit astăzi. Pe curând!